Bună ziua, dragii noștri! Iată-ne din nou împreună la o nouă rubrică, aș putea spune, inițiată de editura Herald. Este vorba despre noutățile editoriale ale săptămânii. Prin această rubrică încercăm să aducem în atenția dumneavoastră noutățile editoriale sau cărțile în curs de apariție, cele care trebuie să vină de la tipar din portofoliul editurii Herald. Și astăzi ne-am gândit să vă vorbim despre un titlu, zic eu, incitant și foarte interesant. Este vorba despre o carte publicată în colecția Matesis a editurii Herald, Peștele din noi, o călătorie în istoria de 3,5 miliarde de ani a corpului omenesc. Și astăzi alături de noi și îi mulțumim foarte mult pentru că și-a făcut timp să discutăm, să facem această înregistrare, acest material despre această minunată carte, Ancuța Bontaș, profesor de biologie. Bucurându-se de recenzii remarcabile, profesorul, paleontologul și autorul Neil Shabin oferă în cartea Peștele din noi o monografie, am putea spune, care tratează istoria evoluției într-un stil narrativ, relaxant și amuzant. O carte, eu știu, aș putea spune și chiar discutam înainte de această înregistrare cu Anca Bontaș, o carte nu doar pentru pasionații de paleontologie, dar și pentru cei care sunt interesați de popularizarea științei, spunea chiar Anca la un moment dat, chiar și pentru cei pasionați de istoria dinozaurilor. O carte extrem de bine documentată și explicată. Pornind pe urmele evoluției, ne întoarcem în timp cu milioane de ani, studiem fosile și ADN, aflând astfel că mâinile noastre sunt similare notătoarelor de pește. Capul nostru are structura unui pește fără maxilare, de mult dispărut, și că genomul uman arată și funcționează similar genomului viermilor și al bacteriilor. Autorul cărții ne aduce dovești științifice conform cărora viața omului modern este profund influențată de istoria evoluției, iar principalele maladii cu care ne confruntăm în prezent, diabetul, boli cardiovasculare, obezitate și multe, multe altele, sunt consecința transformării peștelui din noi. Astfel, înțelegând că purtăm în noi o istorie de milioane de ani, autorul ne explică în nota sa umoristică ce îl caracterizează, că avem un corp construit pentru un animal activ, dar stilul de viață al unui cartof. Anca Bontaș, de ce ai recomanda această carte nu doar iubitorilor de paleontologie, dar așa cum spuneam în această introducere, și celor care sunt pasionați cumva de evoluția corpului uman de-a lungul timpului? Bună, Sorin, și mulțumesc frumos pentru invitație. Da, după cum spuneam, oricine este interesat de știință, de cum funcționează corpul nostru, sau pur și simplu de istoria noastră, poate să o citească. Este o poveste frumoasă, spusă, cum spuneai și tu, într-un mod destul de plăcut și amuzant. Shubin are acest dar, se pare că este un fel de Carl Sagan al biologiei, paleontologiei, prezintă foarte frumos informațiile. Este o poveste frumos spusă și este o poveste din care poți să înveți și să descoperi multe. Chiar mă gândeam acum că el în carte spune că este profesor în perioada, într-una dintre perioadele sale, era profesor de anatomie la o facultate de medicină și lucra cu studenții în primul an, studenții de la medicină, și a fost foarte uimit de faptul că ei nu își puneau anumite întrebări legate de ce este corpul nostru așa cum este alcătuit. Lucru foarte interesant. Și încetul cu încetul a început să caute și să descopere acea fosilă care l-a făcut celebru. O recomand, chiar mă gândeam că studenții la medicină ar merita să citească cartea. Este o modalitate diferită, bazată pe știință,
a modului în care poți să înțelegi cum funcționează corpul nostru și de ce funcționează așa. Eu am citit-o cu ochi de biolog, știind informații din biologie, dar oricine, nu trebuie să ai cunoștințe vaste de biologie ca să o citești, nu trebuie să ai cunoștințe vaste de paleontologie. Descoperă acolo lucruri foarte interesante despre unde să cauți fosile, unde ai putea să cauți fosile, ce straturi conțin, ce fel de fosile și dincolo de asta descoperi două lucruri foarte importante în știință. Având în vedere faptul că și în contextul în care ne aflăm noi acum cu pandemia, dar și în contextul în care de ani de zile se încearcă atragerea tinerilor spre știință cu ideea science is fun. Știința este amuzantă, da, dar știința înseamnă muncă și perseverență în munca asta, știința înseamnă experimente și Shubin prezintă în carte și experimente și ți le ia așa de la început, cum le-a venit ideea, cum au reușit să pună în practică experimentul și care a fost concluzia. Este foarte interesant pentru cineva care își dorește să înțeleagă cum gândește un om de știință sau își dorește să fie om de știință. Cartea asta este ca o fereastră deschisă în lumea științei, cu accent pe paleontologie și evoluția organismelor. Cum ar trebui să înțelegem afirmația, care de altfel este și titlul unui capitol, dacă nu mă înșel, capitolul sau subcapitolul 2 sau 3 din această carte? Cum ar trebui să înțelegem afirmația dezgropând fosile ne vedem pe noi înșine? Pentru că atunci când cauți fosile, nu o să găsești niciodată un animal întreg. E foarte rar să găsești un animal întreg. Apoi, găsești fragmente pe care le pui cap la cap. Asta face și el. Și asta fac paleontologii în general. Pe de o parte. Pe de altă parte, contează unde le cauți. Există o cronologie a lor. Și ceea ce este foarte important este că, făcând lucrul ăsta, cercetătorii au reușit să stabilească această cronologie. Pur și simplu, te învață lucrul ăsta. Le pui cap la cap, le pui cronologic. Asta ai găsit în stratul X. Stratul X se află sub stratul Y. Asta ai găsit în stratul Y și le pui așa frumos în ordine. Ceea ce face Shubin la un moment dat este să ceară ajutorul unui alt profesor care cunoștea mai bine stratigrafie și reușește să găsească împreună cu acest profesor acele straturi care îi permit unde să caute fosilele și care îi permit să descopere până la urmă minunata fosilă pe care o descrie în carte. Putem spune că este o carte de popularizarea științei. Aici m-aș duce cu gândul, pentru că tot vorbeam noi înainte, m-aș duce cu gândul la alte cărți ale lui Carl Sagan. M-aș duce cu gândul la o altă carte la fel de frumos și de explicit scrisă, a lui Dawkins, Destrămarea curcubeului. Iarăși m-aș duce cu gândul, toate bineînțeles din colecția mea tesis, m-aș duce cu gândul la Sean Carroll, Marele Tot. Putem vorbi despre o carte de popularizare a științei? Da, da. Și această carte este la nivelul cărților pe care le-ai amintit. Da, este o carte de popularizare a științei. Deci scopul până la urmă este să prezinte într-un mod al unei cărți de popularizare a științei, este să prezinte într-un mod ușor de înțeles fapte științifice pentru oricine. Nu ai nevoie de o pregătire științifică pentru a citi cartea. Te provoacă în anumite părți, te provoacă, dar o poate citi oricine. O poate citi oricine cartea. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, își atinge scopul.
prezintă foarte frumos în carte linia evolutivă, începând cu pești până la mamifere. O prezintă foarte, foarte, foarte frumos și explică fiecare etapă evolutivă. Lucrul ăsta nu e atât de ușor de făcut, dar el o face ușor. Cu glume, cu povestiri. Asta este farmecul cărții acesteia. Nu prezintă doar date științifice, pur. Prezintă informația științifică într-un context hazliu, cu glume și cu foarte multe întâmplări din viața lui. Cum a reușit să descopere lucrul X? Cum a reușit să descopere lucrul Y? Fiecare, ce experimente a fost nevoie să facă pe vulpile de mare pentru a descoperi legătura între înotătoarele de la pești și membrele de la mamifere. Le prezintă foarte frumos așa ce a făcut la început, ce nu i-a ieșit, cum a modificat experimentul și care a fost concluzia finală. Lucrul ăsta nu prea găsești prin cărți. El îl prezintă și nu este singurul experiment pe care îl prezintă. Și în același timp, după cum spuneam la începutul cărții, povestește care a fost relația pe care a avut-o cu studenții de la medicină și cum și-a dat seama că ei, deși studiau corpul uman, și în corpul nostru sunt anumite lucruri care par ciudate. De ce, de exemplu, calea digestivă se intersectează cu calea respiratorie? Și atunci când mănânci, de exemplu, nu vorbești, ca să nu te neci. De ce e făcut corpul nostru așa? Păi, există o linie evolutivă și natura a avut niște pași de a trecut de la o structură la cealaltă, dar a făcut lucrul ăsta cât mai eficient pentru ea. A modificat cât mai puțin, astfel încât am ajuns în stadiul ăsta al organizării corpului nostru. Și bine, se gândește, ok, dar de ce nu-și pun copiii ăștia întrebarea? Căci ei asta fac, studiază corpul uman. Și atunci a început el să-și pună anumite întrebări. Deci este și o călătorie, cum zicea monografie, este o călătorie în modul în care el și-a transformat, el a devenit mai bun ca cercetător, ca om de știință. Deci este o carte de popularizare a științei. Pentru că vorbeai puțin mai devreme despre stilul prietenesc al cărții, curge așa ca un soi de narațiune, ca o poveste, deși este o carte de popularizare a științei. Și făcând cumva tu puțin mai devreme referire și la tineri, ce a vrut autorul să ne transmită prin această carte? Ce am perceput eu este un lucru pe care nu prea îl găsești la noi, nu prea îl găseai la noi în învățământ. S-ar putea ca acum, încetul cu încetul, să profesorii să fie mai deschiși la asta. Și unii dintre ei sunt. Ați pune întrebări și a face niște conexiuni. Știința poți să prezinți ca fiind o colecție de informații, orice fel de domeniu al științei, poate fi prezentat așa. Fie ca o colecție de informații, în general informații fade, interesante, dar pot să devină la un moment dat fade, poți să le prezinți ca o poveste, povestea din spatele descoperirii științifice și atunci devine un picuț mai reală știința. Și poți să prezinți aplicații ale științei. Și atunci faci tot iarăși legătură cu viața de zi cu zi sau cu realitatea. Ei, ce observi în cartea lui este că reușește să facă tot felul de conexiuni. Și cred că mesajul pe care, cel puțin eu l-am luat din carte, este că nu poți să studiezi un singur domeniu al științei și să fie așa. Trebuie să înțelegi că asta îți oferă știința.
tot felul de ramificații, tot felul de conexiuni. Asta înseamnă gândire științifică, să-ți pui întrebări și să încerci să ramifici cunoașterea. Să încerci să iei, să te folosești informații de la din alt domeniu ca să descoperi în domeniul tău. Și asta face el. Și asta povestește în carte. Cum a reușit să facă lucrul acesta? Eu, înainte să citesc cartea, nu m-am gândit că un paleontolog poate să țină un curs la facultatea de medicină. Nu m-am gândit la asta. Sunt profesor de biologie, încerc să fac conexiuni, încerc să fac știința atât amuzantă cât și reală, să o conectez cu viața de zi cu zi, dar nu m-am gândit la asta. Și mi s-a părut foarte interesant și cred că este extrem de util ca eu ca biolog să am și perspectiva paleontologului, să am și perspectiva fizicianului, să am și perspectiva chimistului. E foarte important. Un soi de asta interdependență între domenii. Da, da. Le înveți, noi le-am învățat fragmentat. Asta este ora de biologie, asta e ora de fizică, asta e ora de chimie. De cele mai multe ori erai învățat lucrul ăsta ca un dat. Asta este informația, o iei și o îngurgitezi și o înveți pentru un examen. În realitate, știința nu este doar așa. Și cred că asta este mesajul pe care îl poate lua cineva din carte. Dincolo de mesajul personal de devenirii lui Neil Shubin ca cercetător, după cum spuneam, cercetător mai bun. Pentru că sunt ani de zile povestiți acolo, cu tot felul de întâmplări. Și descoperi acolo ce înseamnă a fi un om de știință. Nu stai doar în fața unui microscop sau în fața unui calculator și asta înseamnă știință. Nu. Înseamnă muncă de teren. Ani de zile s-a dus în teren să caute. Cum căuta? Cât de bun a fost el, cât de bun a fost altul a căuta? Cum și-a dat seama cum să caute mai ușor? Cum să le durează până le identifici și nu iei o piatră simplă ca fiind o fosilă pentru care nu știu ce formă? Știința este frumoasă, este interesantă, dar presupune muncă. Și în spatele acelui moment wow de descoperire este muncă. Muncă. Nu e doar așa. Nu știu nimic din știință, dar uite, descoper X lucru. Nu e așa. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre o carte frumoasă, Peștele din noi, o călătorie în istoria de 3,5 miliarde de ani a corpului omenesc, de Neil Shubin, în colecția Matesis a editurii Herald, o noutate editorială pe care vi-o recomandăm cu drag. Noi ne vom da întâlnire și în edițiile viitoare ale rubricii Noutățile editoriale ale săptămânii, cu alte cărți apărute, cu alte noutăți, cu alte cărți în curs de apariție în portofoliul editurii Herald. A fost astăzi alături de noi Ancuța Abontaș, profesor de biologie. Mulțumim foarte mult! Deci, o să spun sigur! În clasa a 8-a se studiază evoluția. Este un capitol cu evoluția și sfatul meu este ca, și se potrivește copiilor, copiii care trec dintre a 7-a între a 8-a, să ia cartea asta și să o citească ca pe o poveste în vacanță, în vacanța asta care urmează. Și atunci o să le fie mult mai ușor să înțeleagă detaliile de la oră. Mulțumim foarte mult, Ancuța Bontaș. Cum spuneam, noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Noutățile editoriale ale săptămânii. Până atunci, să aveți o zi frumoasă și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! La revedere!